Să vorbim foarte scurt pentru că nu mai avem timp, dar e foarte interesant. Cum ajung droguri în închisori? Droguri și telefoane mobile? Pentru că am văzut la un moment dat, inclusiv pe rețelele de socializare, imagini postate de deținuți din închisori, din celule propriu-zis. Da, niciun sistem nu este infailibil, am mai spus-o și cu altă ocazie, însă noi trebuie, ca administrație, trebuie să acționăm foarte, foarte punctual, pentru că persoanele private de libertate în România, potrivit legii de executare, se bucură de foarte multe drepturi. Și interesul nostru este, atunci când avem de-a face cu astfel de intenții, sau poate chiar cu rețele în stadiu incipient, să nu afectăm populația carcerală care își vede de treabă și își execută pedeapsa respectând regulile. Fiind într-o atare ipostază, avem două soluții. Ori intervenim punctual, descoperim, constatăm, ridicăm, sancționăm, ori dacă nu constatăm că avem poate o rețea puțin mai organizată, să zicem așa, colaborăm cu organele de parchet, durează puțin, dar demantilăm întreaga relaționare. Cu dronele sunt aduse droguri? Au fost cazuri punctuale, dar fără semnificație din punctul meu de vedere. Ce ați făcut? Cum ați rezolvat problema? Pe de o parte am luat legătura cu autoritatea aeronautică, care a creat niște black site-uri de jur împrejurul penitenciarelor. Asta înseamnă că producătorii de drone, firmele mai consacrate, nu pot opera în acele spații. Mai rămân situațiile în care se modifică softul sau sunt folosite drone de proveniență, nu știu, de la firme care nu sunt vizibile pe piață, și acolo e posibil să mai avem probleme. Ce s-a întâmplat, dacă știți? La Arad a fost cel puțin un caz, la Rahova a fost cel puțin un caz. Când s-a întâmplat asta? Anul trecut. Anul trecut. Și a fost doborâtă drona? Ce s-a întâmplat? Nu, santinela din postul de pază a semnalat, s-a ieșit în afara perimetrului de detenție, s-a reținut persoana care opera aparatul și s-a chemat poliția. Uh-huh. De acolo s-a întocmit dosar penal. Înțeleg că o altă soluție era ca să trimită scrisori care erau împregnate cu aceste droguri? Da. Cu diverse substanțe. De fiecare dată când le-am trimis la laborator, rezultatele au venit ca fiind substanțe necunoscute.